Ce mesaj le transmit? Oamenii sunt îndreptățiți. Am mai spus-o, de fiecare dată am spus, oamenii sunt îndreptățiți. Dar vreau să spun un singur lucru. Eu nu pot să răspund pentru toate nerealizările celorlalți predecesori ai mei. Da? Deci problema se pune în felul următor. În ultimii 3 ani de zile, știți prea bine situația catastrofală a drumurilor, eu n-am vrut să spun să vorbesc despre acest lucru niciodată. Și nici nu mă doresc acest lucru. Dar la preluarea mandatului, să știe cum era starea drumurilor, să știi câți bani erau în conturi la drumuri județene, erau 600.000 de lei, dacă nu știți. După care, următoarea lună am făcut demersuri și am mai putut aduce vreo 4 milioane de lei, mă refer în 2016, ca să putem face ceva până la finele anului 2016. După care, după cum s-a văzut, am făcut demersuri atât la guvern cât și la ministerele de resort pentru a atrage cât mai mulți bani pentru infrastructura județului. A fost o provocare și este, rămâne o provocare pentru mine acest lucru și cred că numai cei care nu vor să vadă, nu văd ceea ce se întâmplă acum pe drumurile județene. Am văzut că nu avem eficiență cu un singur constructor, am împărțit județul în două zone pentru a lucra cât mai mult și a avea eficiență maximă. Lucrurile astea se văd legat de drumul strategic, ceea ce se discută. Știți prea bine, am declarat pentru dumneavoastră imediat după ce s-a constatat că nu a depus nimeni oferte la drumul strategic, am luat decizia de reactualizare a indicatorilor. La 2 săptămâni am avut reactualizarea indicatorilor, numai că lucrările nu au putut fi scoase la licitație datorită unor modificări care trebuiau făcute, unele modificări legislative. De ce? Suma pentru acest proiect aprobată de Comisia Europeană a fost până în 70 de milioane de euro. Cu acești indicatori actualizați, această sumă a crescut. Devenea un proiect major. Riscam ca proiectul drumului strategic să devină neeligibil. Drept urmare, o săptămână jumătate, cred că este, de când au fost făcute toate modificările în acest sens, drumul strategic este scos la licitație, lucrările pentru drumul strategic este scos la licitație din nou. Toți liderii acestui protest, unul din lideri s-a exprimat că la o lună, am înțeles că să semnăm un pact, la o lună să semnăm cu constructorul și în 60 zile să înceapă lucrările. Eu vă spun sincer, avem în țara asta niște legi, eu nu pot să mă implic nici în comisia de licitații, nici în procedurile care sunt stabilite de Comisia Europeană, nu le stabilim noi, sunt niște proceduri care trebuie respectate. Eu înțeleg necazul lor. Au mers mai încet lucrările pe drumul strategic din ce cauză? Din cauza că am cerut calitate la plombări, măcar lucrul ăsta să fie făcut cât de cât cum trebuie. Am oprit plombările pe perioada când au fost ploi și au fost aluviuni pe carosabil și trebuiau curățate. Nu putem plomba în orice condiții. Poftim? Ați plombat doar 4 km. Am plombat, deci astăzi, din informații care le-am, astăzi se ajunge de la Răusen la Todireni. Eu nu cred că sunt 4 km. Și se intră pe tronsonul Todireni-Talpa. Deci asta este adevărul. Asta este adevărul. Deci, niciodată. La judecarea contractului pentru drumul strategic, da. Mergeți cu plombe acolo. Absolut, plombe la cap. Dar cât de cât, absolut. Asta la discuție, eu i-am invitat la discuții în cursul săptămânii, le-am trimis mesaje de 2 ori în săptămâna aceasta, nu au vrut și au refuzat. Și prin emisiunile televizate mi-au transmis direct să nu încerc să mai chem la discuții, că nu vor veni, au spus și acum în piață că nu au ce să discute. Deci probabil, mie îmi pare foarte rău că întâi de a face niște afirmații trebuie să cunoști cât de cât lege, să le documentezi, că nu trebuie să le știi, nu suntem toți, vai de mine, trebuie să știm tot ce se întâmplă în țara asta. Dar dacă am o speță, mă documentez. Care este bugetul direcției de drumuri pe anul ăsta? Cât aveți pentru lucrări efectiv, în afară de zăpezire? În afară de zăpezire, 33?
De milioane? 33 de milioane. Pentru lucrări? Da, pentru lucrări. Reparați și investiții? Iar da Dumnezeu, doar reparații. Doar reparații. Avem și investiții, avem bani. Deci bani sunt. Și pentru drumul strategic, apropo, sumă, păi avem. Tocmai asta spun. Chiar m-a interesat subiectul, drumurile județene, și am făcut eforturi ca să duc banii ăștia. Și vreau să vă mai menționez un singur lucru, că n-am apucat în ședința de Consiliu Județean când s-a făcut afirmații că excedentul bugetar este pe terminate. Nu. Avem sume necesare pentru drumul strategic, să dea Dumnezeu să meargă lucrurile așa cum trebuie. De câte ori am avut, da, viteza de lucru este destul de în regulă, atâta timp cât își respectă termenele, eu nu pot să-i forțez. Noi avem contractul pe 2019. Cum se face că la fiecare...